Bună ziua și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii noastre. Suntem live pe DC News, pe DC Business, DC News TV, precum și pe Facebook și pe YouTube. Vorbim astăzi cu domnul Adrian Negrescu, analist economic. Bună ziua, domnule Negrescu! Bună ziua, bine v-am găsit! Domnule Negrescu, anul 2024 a început cu frământări sociale, cu multe schimbări în ceea ce privește fiscalitatea. Care sunt concluziile după o primă lună din 2024, din discuțiile pe care le-ați avut cu mediul de afaceri din țara noastră? Cred că cea mai mare problemă este e-factura, cred că dincolo de creșterile de taxe, care le știam că vor intra în vigoare de la 1 ianuarie și multe dintre companii s-au pregătit, fiecare în felul ei, și-au luat măsuri pentru a preveni impactul negativ al acestor creșteri de taxe, adică scăderi de încasări, probleme legate de prețuri, da, inflație, blocaj financiar, ei, toate acestea au fost practic acoperite de această e-factura, această bomboană pe colivă, cum i-am spus eu, într-un sistem economic extrem de dificil și prea puțin adaptat noilor realități economice. Să vii cu e-factura într-o economie în care mai mult de 80% dintre agenții economici sunt micro-întreprinderi, oameni care n-au cunoștințe elementare de cum să emită o factură în sistem electronic, să folosească semnătura electronică, să se folosească de acest SPV, e o misiune cel puțin riscantă, dacă nu imposibilă din punctul meu de vedere. Da, sistemul funcționează în momentul de față, dar funcționează pe spatele oamenilor, pe spatele problemelor generate de acest lucru și vedem din ce în ce mai mult pe ministrul finanțelor, pe domnul Boloș, vorbind despre modificările ce trebuie aduse pe parcurs. Păi, eu nu înțeleg de ce nu l-au testat înainte mai bine în relația cu mediul de afaceri, să încerci niște centre pilot, să vezi într-adevăr dacă funcționează pentru anumite zone și să nu le extinzi din prima la nivelul economiei. Pentru că în momentul de față, practic, n-am făcut altceva decât să oferim pe tavă o afacere băieților deștepți din zona asta de semnături electronice digitalizate, de platforme care se leagă și se întrepătund cu infrastructura NAF-ului. În rest, toată lumea a umblat în ianuarie după semnătură electronică, după firme specializate care să le ofere, să le limiteze și să le faciliteze accesul la acest sistem de plată. Da, ansamblu e un fel de brânză bună în burduf de câine, acest e-factură, pentru că da, pe ansamblu poate statul va urmări mult mai atent ceea ce se întâmplă în domeniul TVA-ului, pentru că ăsta a fost motivul pentru care am digitalizat, între ghilimele, tot acest sistem de facturi, să vezi exact unde se duc banii din TVA pe lanțurile economice. Da, până să ajungem acolo, până să vedem că toate aceste date sunt interpretate de niște motoare inteligență, dotate cu inteligență artificială, care să evalueze practic zonele de risc, mai e cale lungă. Noi încă ne-am obligat mai întâi oamenii să se intre în e-factura, dar fără să ne gândim exact dacă avem dotările economice, dotările software și mai ales hardware pentru a ține această platformă sus. Și vedeți, în ultimele zile au fost foarte multe semnale legate de căderea facturii. Au ajuns contabile, de exemplu, să lucreze noaptea sau să încerce în weekend să ridice facturile în acest sistem, care în continuare ridică foarte, foarte multe semne de întrebare. Au fost făcute lucrurile pe repede înainte? Cum se vor descurca, așa cum spunea și dumneavoastră, știu și eu, un om care are și el un service auto, o vulcanizare, un mic atelier? Cum se descurcă el dacă nici măcar nu știe cum să umble pe un calculator sau să-și facă cont în această aplicație și așa mai departe? E posibil de amendă, vă spun din start. Cred că vreo 10.000, dacă nu chiar peste 100.000 de antreprenori sunt pasibili de amendă începând cu 1 aprilie dacă nu vor reuși să găsească o soluție pentru a-și ridica practic aceste facturi în sistemul ANAF-ului. Da?
Să nu uităm că de la 1 aprilie vor să aplice aceste amenzi, dar nu știm exact cum vor fi date aceste amenzi. Pe companie sau pentru fiecare factură care nu este emisă prin sistemul ANAF? Adică în continuare rămân niște semne de întrebare viabile și pe care toată lumea și le pune. Ce vrea de fapt statul? Să-i sancționeze pe cei care își desfășoară activitatea? Vrea neapărat să impună amenzi? Pentru că vedem din partea statului o liniște suspectă legată de modul în care funcționează această e-factură. Lasă lucrurile să se întâmple, sperând că la un moment dat toată lumea să se adapteze. Practic încercăm să învățăm pe antreprenori economia digitală în 2 luni de zile, în 3 luni de zile, da? În condițiile în care, de pildă, în Italia a durat 2 ani de zile să fie implementat acest sistem de facturare electronică. Noi încercăm să artem etapele, dar o facem prost, pentru că știți ce se întâmplă de fapt? Foarte multă lume renunță, din păcate, să mai emită facturi și încearcă să lucreze la negru, încearcă să evite toată această corvoadă birocratică reprezentată în momentul de față de factura. Da, sistemul este bun în esență. Dacă puteai, de exemplu, cu telefonul mobil să poți să, prin platforma ANAF direct, să scrii o factură, să pui codul CAEN, să pui IBAN-ul acelei companii, să pui codul unic de înregistrare și să o emiți rapid. Da, să poți să o faci tu din propriul buzunar. Nu se trăiască neapărat să mai cumperi o semnătură electronică, să mai trebuiască să apelezi la o altă companie, să-ți crești niște costuri operaționale doar din prisma statului faptului că statul vrea să desfășoare business-ul la un alt nivel. E și o chestie bună în toată nebunia asta, că oamenii, știți, până acum emiteau facturile fiecare cum puteau. Unii din Excel, unii din Word, unii pe hârtie, unii din toate felurile posibile. Măcar ți-aduce o anumită rigoare în a emite facturile și a încerca să responsabilizăm această zonă de facturare, care, într-adevăr, în România reprezenta o problemă. Am văzut de foarte multe ori facturi scrise pe bucăți de hârtie care erau trecute în contabilitate și care, din punctul meu de vedere, ridica multe semne de întrebare legate de măcar de veridicitatea datelor trecute acolo. Estimați că vom constata o creștere a încasărilor la sfârșitul anului după implementarea acestei facturi? Greu de spus. La cum merge economia în momentul de față, la cât de mult s-a accentuat blocajul financiar, mi-e teamă că statul va aduna mai puțin bani decât a adunat anul trecut, un an cu inflație, să nu uităm, creștere de prețuri, care a generat, până la urmă, și încasări mai mari ale statului. S-ar putea că anul ăsta să adune mai puțin, cu toate că mă uitam pe ținta ANAF-ului, da? În acest an este de peste 30 de miliarde de lei, 10 miliarde de lei în fiecare lună adus în plus la bugetul de stat. Mi-e teamă că nu va reuși să-și îndeplinească țintele bugetare și că, din păcate, vom apela ca de fiecare dată la împrumuturi. Anul trecut am împrumutat undeva la nivel de 40 de miliarde de euro. Probabil anul ăsta am văzut în proiectul în legea bugetului 38 de miliarde de euro, dar probabil vor fi 50 de miliarde, având în vedere că, să nu uităm, de la sfârșitul anului, din trimestrul 4, da, intră în vigoare și actualizarea pensiilor, da, această nouă lege a pensiilor, care aduce un efort bugetar uriaș raportat la potențialul de plată din bugetul de pensii. Noi avem deja un deficit la bugetul de pensii de 15 miliarde de lei, o recunoaște în momentul de față, inclusiv Casa Națională de Pensii. Mai vii și cu legea pensiilor, mai vii și cu acea facilitate de eliminare practic a impozitului pe pensiile de până în 3.000 de lei, acolo sunt 2 miliarde și ceva, deci ajungi undeva la nivel de 30 de miliarde, o gaură la bugetul de pensii. Va fi foarte greu de finanțat această gaură. Pentru că vorbesc despre pensii, s-a discutat săptămâna trecută în contextul vizitei femei că s-ar fi lansat propunerea de a se acorda eșalonat sumele care vor reveni după recalculare. Cum vedeți această propunere? Poate propunerea susține bugetul de stat încă o majorare de pensii, ar fi a doua pe 2024? Tocmai vă spuneam că avem un deficit undeva la nivel de, vom avea un deficit undeva la nivel de 30 de miliarde de lei la bugetul de pensii la finele anului acesta. Nu știu de unde vor lua bani, probabil din împrumuturi, pentru că, într-adevăr, din economia reală e puțin probabil să crească nivelul încasărilor la un asemenea nivel, adică să încasezi cu 30 de miliarde de lei, măcar pentru pensii plus. E o misiune aproape imposibilă. Ce propune FMU? Da, pare logic din punct de vedere contabil, ca să zic așa. Hai să creșteți pensiile treptat pentru diverse categorii, mai întâi pentru cei vulnerabili, iar apoi pentru cei care au pensii mai mari. Dar e o problemă de constituționalitate aici, de dreptul la pensie pe care Constituția îl prevede și nu poți, într-adevăr, să vii cu măsuri discriminatorii, chiar dacă, să nu uităm, noi avem deja niște legi discriminatorii în România, avem pensiile speciale care sunt cu totul și cu totul altfel catalogate în legislația românească față de pensiile muritorilor de rând, ca să zic așa. Revenind la modificările fiscale, se văd efectele celebrei ordonanțe Trenuleț? Cum se simte mediul economic după noile reglementări care au intrat în vigoare?
Se vede deja o accentuare a blocajului financiar. Firmele își plătesc din ce în ce mai greu facturile între ele. Termenul de plată a crescut undeva la nivel de 90 de zile la nivelul întregii economii. Până acum erau doar excepții. Da? A crescut foarte mult termenul de plată. Și firmele încearcă să-și conserve practic banii pentru a reuși să aibă cu ce să-și plătească impozitele. Mă refer în principal la firmele foarte mici, care și așa erau slab capitalizate. Gândiți-vă că de la 1 ianuarie le-au crescut impozitul pe cifra de afaceri de 3 ori, de la 1 la 3%. În momentul în care tu plăteai un impozit de, să zicem, 15.000 de lei, da? La sfârșitul anului trecut, da, impozit pe cifra de afaceri. Acum vei plăti 45.000 de lei. De unde iei banii ăia până la urmă, dacă ești mic întreprinzător, n-ai acces la credite pentru că băncile nu-ți dau bani, da? Nu poți să crești prețurile la nesfârșit pentru că oamenii nu-ți mai cumpără produsele, serviciile pe care le comercializezi. Așa că ai o reală problemă în momentul de față, de unde faci rost de bani. În aceste condiții e probabil ca numărul firmelor care se vor închide în acest an să ajungă la un nivel record al ultimilor 10 ani. Noi am încheiat anul trecut cu 120.000 de firme în risc financiar, adică în insolvență, în reorganizare, în tot felul de proceduri din acestea de asigurare practică a funcționării în condiții speciale la business-urilor. Ei, s-ar putea ca numărul firmelor care se vor închide în acest an, să vor intra în zona de risc, să se ridice undeva la nivel de 180.000, dintre care foarte multe să fie din zona asta de consum, adică firme care au legătură cu comerțul, zona de imobiliare, acolo unde într-adevăr e o cădere semnificativă la cifra de afaceri și a dinamicii investițiilor și inclusiv din zona de producție, pentru că din păcate inclusiv pe zona de exporturi stăm din ce în ce mai rău, în condițiile în care principalii noștri parteneri, Germania, Franța, Italia, da, toate aceste țări se confruntă cu probleme economice reale, astfel că și exporturile ar putea să aibă de suferit în 2024. În tot acest context, la ce ne putem aștepta în privința salariilor? Ce trebuie să știe România? Ne putem aștepta la majorări salariale în anumite sectoare? Sunt în sectorul privat niște propuneri de creștere a salariilor în funcție de rata inflației și asta înseamnă 6%, dar adică nu cred că mai mult, mai mult de 10% nu își permite nimeni să dea în momentul de față în sectorul privat. Poate la stat vom vedea creșteri salariare mai mari, având în vedere că deja au început aceste propuneri cu quiz electoral, creșteri de salarii în toate domeniile pe care guvernul le consideră prioritare. V-am văzut la profesori care pe bună dreptate aveau nevoie de o creștere salarială, dar vor urma și alte categorii pe măsură ce ne îndreptăm spre zona electorală, da? Spre cele 4 rânduri de alegeri. Acolo se va interveni probabil cu o creștere de salarii, dar atenție, nici măcar dacă ar crește cu 10%, din punctul meu de vedere, nu vor acoperi pierderile salariale generate de inflație. Noi am avut o inflație cumulată în ultimii 3 ani de zile de aproape 30%, adică avem 13,8% în 2022, vreo 10% în 2023, da? Și punem încă un 6 și ceva anul ăsta, ajungem la 30% pierdere de venit pentru toată populația, indiferent că sunt pensionari, că sunt angajați, că o duc bine sau o duc rău. Cu toții am simțit această inflație, această taxă ascunsă, mama tuturor taxelor, cum îi spun eu, prin care statul adună bani la buget și ne sărăcește pe noi și mai ales sărăcește mediul de afaceri. Ar putea fi anul 2024 un an de creștere pentru, știu și eu, pentru agricultură, pentru industrie? Spuneați că zona imobiliară nu se simte prea bine nici anul acesta, așa cum n-a fost nici anul trecut. Care ar fi domeniile care ar avea cel mai mare potențial de creștere în acest an? Agricultura, într-adevăr, are un potențial de creștere în condițiile în care se anunță un an bun din punct de vedere meteo, pentru că știți că avem o agricultură meteosensibilă. Da? Dacă, într-adevăr, culturile de primăvară vor fi înființate la timp și agricultorii vor reuși să găsească fonduri pentru a înființa aceste culturi, s-ar putea să avem o șansă, pentru că, să nu uităm, există acele embargo pe relația cu cerealele din Ucraina, ceea ce nu se întâmplă anul trecut, da? Astfel încât e posibil să putem face niște exporturi bune în zona de cereale. Rămân într-adevăr probleme pentru mici agricultori, pentru cei care cultivă, de exemplu, roșii în solarii, care cultivă castraveți, care cultivă fructe și legume, da? Acolo, într-adevăr, sunt mari probleme legate de costurile de înființare a culturilor, în condițiile în care prețurile la energie și gaze rămân în continuare mai mari cu cel puțin 40% față de concurenții, față de țările din regiune. S-a ajuns, din păcate, ca prețurile la produsele alimentare românești să nu mai fie competitive în raport cu alternativa oferită de importuri. De ce? Pentru că avem costuri de producție mai mari,
decât în regiune. Așa am ajuns să aducem roșii din Ungaria, cartofi din Polonia, brânză din Bulgaria, adică practic să devenim din ce în ce mai mult dependenți de importurile din străinătate. N-ar trebui ca statul să intervină cu subvenții pentru aceste sectoare, pentru a echilibra lucrurile? Da, măcar să plătească subvențiile de anul trecut, că nici la acel lucru nu s-a rezolvat. Am înțeles că s-a semnat acum un protocol între protestatarii care s-au aflat la Fumați și Guvernul României. Sper să oamenii să-și primească banii și să reușească să înființeze aceste culturi. Și noi, într-adevăr, avem un cuvânt de spus, să încercăm să cumpărăm mai multe produse românești. Dacă le găsim prin magazine, dacă mergem în piețe, să încercăm să ajutăm pe acești oameni, pentru că ne ajutăm și pe noi, până la urmă, în acest iureș inflaționist. Pe de altă parte, spuneați dumneavoastră de domenii care se vor afla pe creștere în 2024. Mi-e teamă că anul 2024 va fi un an în care economia va funcționa cu frâna de mână trasă, pentru că mare parte dintre investiții au fost sau vor fi puse pe hold. Fenomenul de dezintermediere este prezent din ce în ce mai puternic în economie. Oamenii de afaceri încearcă să țină banii în conturi sau să-și limiteze practic investițiile din prisma modificărilor fiscale intrate în vigoare la 1 ianuarie și a surprizelor de ordin fiscal care pot apărea pe parcursul anului sau mai ales de la 1 ianuarie 2025. Astfel încât pentru mulți dintre oamenii de afaceri această stare de latență, ca să zic așa, investițională, va fi cuvântul de ordine în 2024 și asta afectează, din punctul meu de vedere, întreaga economie, mai ales zona de angajări, da? Pentru că acolo noi avem o mare problemă. De ce nu avem bani la pensii? Pentru că nu reușim să stimulăm crearea de locuri de muncă, da? Că, până la urmă, pensiile le plătim noi, cei care suntem salariați într-un fel sau altul. Așa ar trebui în mod normal. Și aici, din păcate, la Ministerul Muncii nu vedem niciun fel de soluție, de pachet de măsuri menite să creeze, să stimuleze crearea de locuri de muncă în România. Și gândiți-vă la un lucru pe care cred că telespectatorii îl știu. Mai mult de 60% din venitul nostru brut se duce la stat în momentul de față. Puneți, deci 42,5% sunt taxele salariale, mai puneți 19% TVA, mai puneți accizele pe care le plătim la prețul carburanților și toate celelalte produse pe care sunt accizate, sucuri, băuturi, țigări, toate chestia, și ajungem ca 60% din bani să-i dăm statului. Păi în ce lume civilizată vrem să trăim noi dacă muncim mai mult pentru stat? Hai să încercăm să reducem taxele pe muncă, într-adevăr, pentru ca să stimulăm crearea de locuri de muncă. Altfel, din păcate, să nu uităm, noi ne bucurăm acum că aducem 100.000 de muncitori străini. Dar gândiți-vă că 100.000 cu 100.000 se ajunge la 1.000.000 în câțiva ani, ajunge la 2 milioane de muncitori străini în 10 ani de acum încolo și va deveni o problemă socială și economică extrem de gravă pentru România. Și alte țări s-au confruntat cu această problemă. Uitați-vă la Germania, uitați-vă la Franța, mai ales la ce se întâmplă în Paris, da? Sau chiar și la Marea Britanie, care au dat drumul acestor importuri de muncitori străini și care schimbă din temelii modul în care ne trăim viața noastră de zi cu zi. Oamenii vin cu alte obiceiuri, își trimit banii pe care îi încasează pe salarii, nu îi folosesc aici în țară, dar în România. Îi trimit către familiile din țările de origine. Riscăm să intrăm într-o zonă extrem de periculoasă din punct de vedere economic și social. Vorbeați mai devreme despre alimente. O decizie importantă luată săptămâna trecută a fost cea de prelungire a măsurii de plafonare a adaosurilor. S-a introdus și magiunul pe listă, că parcă asta ne lipsea nouă. Cum vedeți această prelungire din două în două luni a măsurii? Știm că va expira peste două luni, înseamnă că vom avea parte de încă o prelungire de Paști. La ce trebuie să ne așteptăm? Dacă înainte de Revoluție se spunea că să nu avem nicio masă fără pește, iată că acum nu vom avea nicio masă fără baciuri. Da, glumim, dar realitatea arată că autoritățile nu au niciun fel de strategie legată de modul în care se formează prețurile în magazinele alimentare. Nu iau măsuri de pe zi pe alta. Această măsură a plafonării adaosului comercial e, din punctul meu de vedere, o frecție la un picior de lemn. Nu rezolvă problema prețurilor din magazine și nu rezolvă problema stimulării, practic, producției locale de produse alimentare. Datele de la INS au arătat faptul că, până la urmă, prețurile au continuat să crească la produsele alimentare în toată această perioadă cât a fost această plafonare și că, pe ansamblu, oamenii când s-au dus la magazin și au făcut coșul de cumpărături au plătit mai mult decât plăteau cu o lună în urmă sau, de pildă, cu jumătate de an în urmă. Și mai mult decât atât, această prelungire a măsurii, din punctul meu de vedere, este ilogică, pentru că dacă, într-adevăr, își doreau să prelungească până de Paști ca să oferă oamenilor niște prețuri mai mici, între ghilimele, trebuia să o reducă
să o prelungească până de Paști, nu cu o lună de zile înainte să se încheie perioada de plafonare. În plus, cred că astfel de măsuri nu și-au loc într-o economie în care jucătorii din piață ar trebui să concureze între ei, să lăsăm concurența să-i spună cuvântul, pentru că nu cred că există client în ziua de astăzi care să nu-și dorească să umble dintr-un magazin în altul să caute un preț mai bun. Da? Păi noi dacă introducem acest tip de mercurial ca pe vremea lui Ceaușescu la prețurile produselor alimentare de bază, s-ar putea ca toate magazinele să-și alinieze prețurile și să vândă toate la același preț, ceea ce nu mai e economie de piață. Unde mai e bătălia pentru clienți? Unde mai este concurența care ar trebui să fie în domeniul ăsta alimentar? Și vă mai spun un lucru, nu cred că există un patron de hipermarket sau chiar un manager de hipermarket care să fie inconștient și să crească prețurile știind că puterea de cumpărare în România a scăzut semnificativ. Deja s-a ajuns cu prețurile la un nivel aproape insuportabil pentru majoritatea populației și prețurile sunt ca un elastic. Dacă tragi pe mult de elasticul ăla, la un moment dat se rupe, adică rămâi cu marfa nevândute pe rafturi. De aceea cred că nu era necesară această prelungire și, într-adevăr, trebuia creat un mecanism de intervenție punctuală atunci când, de exemplu, există probleme de stocuri sau există niște creșteri speculative. Mai aduceți aminte în pandemie când crescuse prețul uleiului, da? Ei, atunci, da, se putea interveni în piață cu stocuri din rezerva de stat, cu o coordonare a hipermarketurilor în așa fel încât să nu avem probleme cu aprovizionarea de ulei. Dar să vii tu stat să zici că uite, uleiul, pâinea, ouăle se vând cu prețul ăsta pentru, și atenție, numai anumite ouăle M, da? Și alte chestii de genul ăsta, e o glumă proastă pe care nu o înțelege nimeni. Nu înțeleg de ce n-am luat din exemplul celelalte țări, Polonia, Portugalia, de exemplu, au redus la zero TVA-ul la produsele alimentare de bază, au umblat pe zona fiscală, într-adevăr, pentru a reduce prețurile la clientul final. Da? Așa noi nu facem nimic. V-am zis, e o frecție la un picior de lemn care mai mult decât atât a stimulat importurile de produse alimentare de bază pentru că toată lumea se duce pe alimentele astea ieftine și, din păcate, producția locală nu asigură necesarul pentru marile magazine. Motiv pentru care mulți dintre acești retailer au fost nevoiți să aducă din străinătate produse alimentare de bază. Da? Ca să aibă cu ce să acopere cererea. E o aberație care vine să distorsioneze un mecanism economic extrem de bine pus la punct. Industria alimentară din România, una dintre cele mai performante din regiune, cu câteva sute de mii de oameni care lucrează acolo și cu investiții majore pe care le vedem. În fiecare zi se deschid magazine alimentare noi, da? În care se plătește cu cardul, nu se plătește fără factură, da? Fără bon fiscal. Și asta contează dacă vrem într-adevăr să avem mai multe încasări din taxe și impozite. Au devenit românii cu venituri mici și medii niște asistați sociali. Vedem că avem plafonare la alimente, vouchere de alimente, cardul de energie, câte și mai câte, ca și cum ar fi niște oameni care stau cu mâna întinsă și le mai dă statul câte ceva, în loc să vină statul cu niște programe care să le aducă o creștere a veniturilor, în loc să aștepte ca odată la două luni să li se încarce cardul cu 250 de lei și așa mai departe. Da, prognoza meteo-electorală, ca să zic așa, anunță nenumărate averse de promisiuni electorale și de astfel de pachete menite, într-adevăr, să stimuleze pe oameni să meargă la vot. Sunt niște artificii menite să dea senzația oamenilor că conduc puțin mai bine. Dar oamenii cred că s-au obișnuit, nu cred că mai sunt românii atât de ahtiați după gălețile de pe vremea anii 2000, da? 90-2000 sau după pachetul ăla cu zahăr și ulei pe care îl primeau de la politicianul care era în căutare de voturi. Oamenii sunt mult mai atenți la ceea ce spun politicienii și asta e un lucru bun și sper că din această perspectivă și alegerea votul lor să fie dat în funcție de niște lucruri concrete pe care politicienii să le propună. Uitați-vă că suntem în pragul alegerilor și noi nu avem nici măcar calendarul alegerilor, nu mai vorbesc despre candidați sau despre programe economice, programe electorale cu care acești oameni să ne demonstreze că merită votul nostru. Da? Adică noi nu vorbim încă în momentul de față de niciun fel de proiecție economică, ca să ne referim doar la zona economică, în ceea ce privește dorințele partidelor în perspectiva anului electoral 2024. Toate măsurile se iau de pe o zi pe alta, încercăm să acoperim realitatea, să acoperim găurile din buget, din împrumuturi. Toată lumea se gândește la ziua de azi, dar pentru ceea ce se va întâmpla în 2025, prea puțină lume vine cu soluții concrete. Poate noi din zona asta de analiză economică tragem un semnal de alarmă, pentru că în zona politică nimeni nu vorbește de absolut nimic. E un fel de zonă interzisă pe care politicienii încearcă să o evite
Și probabil o vor evita până după alegeri, când ne vor spune așa senin că, uite, asta e situația economică, trebuie să creștem taxele. Un subiect extrem de important este legat de dosarul Roșia Montană. Premierul Ciolacu a spus săptămâna trecută că urmează să vedem un verdict final în acest dosar. Va fi un cutremur pentru bugetul de stat, pentru economia României, în cazul în care România va fi obligată să plătească anumite despăgubiri? N-aș putea judeca decât din punct de vedere economic acest dosar și mă uit la ceea ce spun politicienii, da? Pentru că noi nu avem acces încă la datele problemei, da? Știm doar din relatările din presă ce s-a întâmplat în acest joint venture între statul român și Gabriel Resources. Da? Știm un lucru foarte clar, că acolo la Roșia Montană sunt vreo 330 de tone de aur, da, zăcământ, și vreo 1500 de tone de argint. Cel puțin asta arătau ultimele date de la Agenția Resurselor Minerale. Da? Hey, și acum vine problema. Bine, hai să zicem că am pierdut procesul ăsta pentru că politicienii noștri au fost inconștienți și n-au știut să negocieze un parteneriat cu acest investitor menit să extragă până la urmă acea bogăție din munții Orăștiei și să ne aducă și nouă beneficii la buget. Bun, vom pierdem 2 miliarde de dolari sau de euro, depinde, sunt foarte curios ce va fi, da? Bani care vor fi plătiți din taxele și impozitele pe care le asigurăm noi, da? Dar ce urmează mai departe pentru Roșia Montană? Va rămâne în continuare sit UNESCO? Vom încerca să exploatăm resursele de acolo noi prin fondurile noastre, prin companiile de stat? Adică eu cred că asta este important. Ce face cu bogăția de acolo? Cum recuperăm paguba generată de acest proces pe care probabil statul român îl va pierde? Și atenție, am văzut un lucru foarte interesant, tot prin intermediul unor studii făcute recent. La Roșia Montană s-ar afla nu numai aur și argint, ar fi niște zăcăminte extrem de importante de titan, de arseniu, de germaniu, de cobalt, adică niște metale rare care, dacă începem exploatarea, ar putea aduce un câștig foarte, foarte bun pentru România. De aia zic, adică, bun, plătim această factură a incompetenței politicienilor aflați la putere în momentul în care se negociază acest dosar. Gândiți-vă că am mai plătit și factura Bechtel, da? Pentru autostrada Transilvania. Dar ce facem mai departe? Vedeți un politician care să ne spună exact ce va urma cu bogățiile de la Roșia Montană, cum vom le vom exploata și cum vom aduce practic mai mulți bani la buget ca să avem cu ce să construim autostrăzi, școli, grădinițe, spitale, da? Să nu mai fim dependenți așa de PNRR sau de cine știe ce finanțare la costuri foarte, foarte mari. Adică aș vrea să văd ca dincolo de acest dosar și de această necesară lămurire a modului în care s-a semnat acel contract și cine sunt vinovații practic pentru încurcarea acestui dosar și pentru, până la urmă, pentru această pagubă, să vedem într-adevăr că statul își dorește mai mult de la Roșia Montană decât să caute vinovați și să plătească o ales parte al unor politicieni incompetenți din punctul meu de vedere. În concluzie, apreciați că ar trebui exploatate până la urmă acele resurse și a se proteja zonele cu adevărat importante pentru UNESCO? Da, cu siguranță există soluții de exploatare minieră în momentul de față la nivel internațional. În ultimii 10 ani au apărut tot felul de soluții care nu merg neapărat pe ideea folosirii cianurilor, da? În recuperarea aurului și argintului aflat la Roșia Montană. Se pot găsi soluții, dar pentru asta ai nevoie într-adevăr de niște politicieni capabili să înțeleagă realitățile economice în care trăim, să caute partenerii internaționali capabili să se dezvolte niște o exploatare ecologică a acelei zone și să exploatăm resursele României. Noi suntem o țară bogată, din păcate, cu oameni săraci. Suntem o țară care trăiește pe bogății majore în toate domenii, din punct de vedere al resurselor, dar din păcate nu știm să atragem investitori, nu știm să ne folosim practic de bogăția asta pe care ne-a dat-o Bunul Dumnezeu, da? Cu terenurile noastre extrem de fertile și cu bogățiile naturale, în așa fel încât să oferim practic un nivel de prosperitate oamenilor care mai locuiesc în această țară. În final, aș vrea să le spuneți ceva celor care au rate bancare și care de mai aproape un an jumate, poate mai mult, plătesc rate aproape duble, în special cei care au credite ipotecare. Se pot aștepta anul acesta la o începere a relaxării dobânzilor? Eu sunt optimist din această perspectivă, pentru că inflația, chiar și cu acest puseu pe care îl vom simți în primele două luni de creștere, cu marea creșterii taxelor, inflația se va tempera, măcar din punct de vedere al efectului de bază, se va tempera în a doua parte anului, astfel încât Banca Națională va fi condamnată, între ghilimele, să reducă dobânda cheie de la 7% cât este în momentul de față. Acela va fi semnalul ieftinirii creditelor. Și vedem un semnal în această perspectivă și în sectorul bancar. Băncile au redus deja dobânzile la depozite în momentul de față, cu 1-2
puncte procentuale și ulterior ar trebui măcar susținute și impulse împinse de la spate de Banca Națională să le ducă și la credite, pentru că altfel ar avea câștiguri mai mari din diferențialul de dobândă. Așa că cred că din a doua parte a anului ratele românilor se vor reduce treptat din punct de vedere al costurilor cu dobânzile. Să nu uităm, avem o dobândă dublă față de acum 4 ani de zile. Adică trebuie să, la un moment dat, să rupem acest lanț de creștere de dobândă și să ne întoarcem din fericire la dobânzile de acum 3-4 ani, sperăm acest lucru, sau măcar la un 4%, nu că la 8% cât e momentul de față, da? Ca să putem să finanțăm economia, pentru că această economie riscă să intre într-o recesiune de lungă durată dacă noi nu vom relaxa condițiile de creditare și nu vom ieftini dobânzile în așa fel încât oamenii să se împrumute, să facă consum, iar firmele să aibă acces la linii de finanțare care să le permite să reia ceea ce vă spuneam eu, investițiile în economie și crearea de loc de muncă. Vă mulțumesc mult, domnule Negrescu, pentru analiza de astăzi. O zi bună, la revedere! O zi bună tuturor, la revedere!